Astăzi, marți 13 iunie, urmează să se bage în joc uh, Ultimate Team of the Season. Avem aceste carduri minunate, nu știu câte sunt la număr, 25. Am stat să, să le număr la finalul zilei, că de ce să nu le numărăm? Știți că de obicei update-urile majore, eventurile noi și toate cele în joc se bagă joi, dar uh, aparent uh, cu Ultimate Team of the Season au decis că vor să să facă chestia asta mai devreme. Au anunțat asta practic încă de duminică sau luni și deja luni seara au făcut și live-ul ăla lor clasic în care anunță eventul, prezintă câteva chestii, ce și cum va fi, câteva carduri și despre asta vreau să discutăm astăzi în acest clip minunat și să ne uităm și pe stețurile unor jucători. De la Ultimate Team of the Season Inițial, la începutul acelui live Au anunțat evenimentul flashback Care urmează să se bage deja nu marți, ci joi Când se bagă în mod normal eventurile pe jocul ăsta minunat FIFA Mobile. În mare parte nu știm ce carduri vom avea și cum va fi organizat acest event, dar probabil va fi ceva secundar de tipul Shapeshifters, shifters, record breakers și așa mai departe. Dar este aproape sigur că vom avea un card al lui Roberto Firmino și unicul și inegalabilul Harry Maguire. Da, jucătorul meu favorit va primi un card. Probabil ceva mai high rated în joc pentru final, și poate, poate dacă e suficient de bun acel card, arată bine, poate o să-l aduc și la echipă, dar chiar și dacă nu e bun, pesteți, știți că Harry Maguire is the GOAT și oricum, probabil o să încerc să, să fac rost de el și să-l aduc la club. Astea sunt cardurile după cum le-am arătat și mai devreme de la Ultimate Team of the Season. Cel mai slab la nivel de OVR este acel Klaus pe right back de 113 și în rest toate cardurile au 114 sau 115 over. Dar și acel Klaus uh, probabil o să las screenshot cu stats la mai mulți jucători pe parcursul clipului și, și acel Klaus s-a arătat destul, destul de bine. Avea și pace și dribbling ceva și pe defensive parcă cât de cât stătea binișor și de asemenea avea și skill boost-ul perfect pentru un fundaș lateral, uh, pace-ul. Și, și, da, nu era rău ăla. chiar dacă să zicem e cel mai slab la nivel de overe din tot peciul ăsta cu jucători. N-are sens să stăm peste, peste cardurile astea, oricare dintre ăștia probabil și-ar face loc la echipele dumneavoastră și la echipele mele. Sunt unii care sunt puțin stricați de anumite chestii, de exemplu, mi amintesc uh, acele acel Eder Militao arată super bine la nivel de toate stețurile, în schimb are un skill boost cam nasol care mie personal îmi displace cu strength și oarecum îi strică puțin el cardul Așa o chestie similară era și la Kvarashelia uh, Parcă pe left winger uh, Ca și cardul său de bază de 112 Team of the season Nu prea are stamina dacă nu mă înșel și nu prea duce tot meciul Dar în rest arată demențial la celelalte statistici Dar overall am mai zis Orice card chiar și ăștia doi menționați uh, Intră la echipa oricui probabil Așa va arăta secțiunea cu Ultimate Team of the Season în joc. La nivel de gameplay va trebui să alegem între 4 skill game-uri, ori două meciuri head-to-head ambele cu botul, sau jucăm trei meciuri de versus attack sau meci de head-to-head. -head. Deci nu trebuie să jucați toate astea patru chestii de sunt aici, trebuie să vă alegeți una și în fiecare zi respectiv să jucați la ea. Cred că în fiecare zi poți să alegi pe care o dorești, nu trebuie să alegi una și să joci toată săptămâna acolo sau... Cât mai durează ultimate team of the season. Și în fiecare zi faci alegerea, joci acolo și iei aceeași cantitate de puncte cum erau. Uh, ultimate team of the season points, cu toți points sau ceva de genul. Deci peste tot parcă erau 24 de puncte dacă joci și faci win la toate astea. Fie toate 4 skill game-uri, fie toate astea două meciuri uh, contra botului și așa mai departe. În mare parte, v-aș sfătui să mergeți pe meciurile contra botului sau skill game-urile deja, pentru că la sigur sunt cele mai simple și mai ușor de realizat. La versus attack sau la head-to-head, -head, jucați contra jucătorilor reali, poate aveți din de niște adversari foarte buni, vă bat și nu faceți rost de toate punctele alea, dar mi se pare că oricum chiar dacă pierdeți... Puteți să rejucați meciul, nu e o problemă până faceți win, dar nu sunt 100% sigur încă de treaba asta. Dacă puteți să dați replay până faceți win, dacă e să alegeți head to head ul sau meciurile de versus attack. Da, uite, u toți points se numeau punctele alea. Uh, mai departe, avem un exchange aparent pentru un card de 112 de la Team of the Season, pe care putem să îl deblocăm cu 400 puncte de la Ultimate Team of the Season. Evident, nu știu de ce ai dori neapărat să cheltui punctele astea aici, când aceste puncte, de aceste puncte este nevoie ca să faci rost de cardurile Ultimate Team of the Season, deci probabil nu e cea mai avantajoasă chestie acest reward de aici. Și de asemenea, vedeți sus că scrie clar, e și untradable cardul de o să-l deblocați de aici. Mai departe avem un pachet cel, pe care putem să-l deschidem cu 20 de puncte de asta cu toți și probabil putem să deschidem câte dorim noi, nu există vreo limită, dar vedeți. Clar vor fi niște șanse absolut mizerabile să deblocați vreun jucător al Ultimate Team of the Season sau pur și simplu Team of the Season, chiar dacă vedeți acolo îi arată la Possible Rewards. Știm noi cum sunt băieții de la ei, știu ce șanse, știm ce șanse au pus acolo, așa că mai bine să nu deschideți nimica de pe aici Poate doar la final dacă vă rămân niște puncte din astea cu care n-aveți ce să faceți altceva Puteți să mergeți să le utilizați și la pachetul ăsta Mai departe tot la secțiunea asta avem deja partea de exchange-uri Parcă la fiecare ligă fiecare liga are câte 5 jucători din ăștia, dacă nu mă înșel, Ultimate Team of the Season, în total erau 25 de jucători, erau 5 ligi din astea mari și din fiecare ligă câte 5, dacă nu mă înșel. Chestia este că nu ne-au arătat cerințele care vor fi pentru a face fiecare dintre aceste exchange însă au menționat că la fiecare card sunt cerințe diferite, de exemplu, poate sunt nevoie de anumite carduri dintr-o anumită ligă, de exemplu, dacă luăm Premier League, probabil la fiecare card din ăsta vor fi necesari jucători din Premier League sau poate chiar de la o anumită echipă din Premier League, de exemplu, pentru Haaland să fie nevoie de un jucător Team of the Season din, de la City. Dar despre condiții o să discutăm ceva mai târziu în acest clip, pentru că e o condiție probabil sigură pe care o, o va avea fiecare exchange din asta pentru, pentru cardurile Team of the Season discutăm despre asta ceva mai târziu a ziceam că probabil sunt câte 5 din fiecare ligă, nu nu are nicio treabă n-am fost suficient de atent uite că din la liga sunt mai mulți dar chestia interesantă este că vedeti acel Benzema nu puteți să-l faceți de la exchange și doar puteți să-l deblocați de la u care u tot este echivalentul și că a pesurilor alea de 1000 de FIFA Points care au fost la Serie A, Liga, în la Liga și toate cele. Doar că nu știu dacă acest pes va costa la fel ca și alea 1000 de FIFA Points sau va fi mai scumpicel pentru că totuși faci rost de un card Ultimate Team of the Season și nu cel mai rău. Chiar arăta destul de bine acest Benzema la stats. Sau so, cred că va fi mai scump de 1000 de FIFA Points acel PES Vă dacă eu personal o să-l cumpăr sau nu Vă știți că vă zic mereu, nu băgați bani în jocul ăsta Dar uh, ciudățel, sper să fie posibilitatea totuși să-l puteți face și pe acel Benzema Dacă veți dori neapărat de la vreun exchange sau ceva să nu fie posibilitatea doar de la PES Că ar fi cam nasol Uite, așa arată și PES-ul cu acel Benzema Acolo la început de PES știu că era un reward de 15 milioane de Coins Uh, ceea ce m-a -a dus instant cu gândul Bă, la sigur acest pes va fi mai scump de 1000 de FIFA points Dar uh, rămâne de văzut deja astăzi, seară O să facem live și vedem când se bagă eventul în joc Cât va costa și acest uh, pes De asemenea o să fie și challenge mode Cum a fost challenge mode cu Team of the Season Cu UCL o să avem și cu Ultimate Team of the Season uh, challenge Doar că mi se pare ciudățel E challenge mode special pentru Ultimate Team of the Season, însă la nivel de rewarduri nu luăm absolut nimic a ce ar fi legat de Ultimate Team of the Season, nici puncte din alea au toți, nici poate ceva pachete cu șanse la carduri Ultimate Team of the Season, mi se pare cam ciudățel acest challenge mode, dar ok. Aici o să vă las rapid mai multe screenshot-uri cu stats la anumite carduri și ce skill boost are. Nu stăm prea mult peste ele să discut, să pierdem timpul, am discutat și pe live-ul în care ne-am uitat la live-ul ăstora de la ei. Și diseară pe live când o să apară eventul la fel o să ne mai uităm peste anumite carduri și o să mai discutăm Dar oricum la nivel de stats cam toate cardurile ar arată absolut senzațional unele, unele, nu au cele mai bune skill boosturi, dar overall am zis cam toate cardurile Ultimate Team of the Season sunt demențiale și acum vreau să discut despre acea condiție pe care presupun că o va avea fiecare exchange din ăla pentru fiecare card Team of the Season în parte. La eventul Team of the Season știți că aveam și această secțiune cu toți collection unde la secțiunea cu toți, sub secțiunea să zicem, ne arăta această, această minunăție care ar fi condițiile pentru a debloca un card Ultimate Team of the Season. Doar că sunt așa mai vagi. Nu-ți zice clar ce și cum va fi nevoie, dar avem, avem această primă condiție, vedeți, un card între 109 și 112 OVR, uh, toți version 1, ceea ce ne-am dat eu cu presupusul și am înțeles că ar însemna că pentru a face orice card Ultimate Team of the Season, ai nevoie de varianta acelui card Team of the Season normală. De exemplu, dacă vrei să faci rost de Haaland de 115 cu toți, ai nevoie de Haaland de 112 Team of the Season normal. Nu e chiar 100% sigur, dar cam are sens această logică. -am, am discutat și cu băieții și mulți din comunitatea de FIFA, în general, și-au dat cu părerea despre chestia asta și probabil anume asta să însemne această primă condiție. Mai departe, posibil să fie pur și simplu un card Team of the Season, vedeți, între 109 și 112, după unul sau poate mai multe, între 106 și 110, uvăre, și plus deja puncte din alea Ultimate Team of the Season. Aici, la astea doua, a doua și a treia condiție, cel mai probabil va fi și ceva requirement legat de liga din care să fie cardul dat sau poate chiar echipa, nu știu, vedem deja de seară când apare secțiunea cu toți în joc, dar da, cam asta este condiția pe care am vrut să vă prezint și probabil e sigură că va fi pentru fiecare card din ăla Ultimate Team of the Season, aveți nevoie și de varianta acelui card, team of the season normală pentru a îl debloca. Plus încă un lucru pe care vreau să-l menționez. ce deci au arătat și acolo la cele exchange și de la PES parcă acel Benzema toate cardurile ultimate team of the season de unde putem noi să le deblocăm pe acolo sunt untradeable. Deci nu se vor putea vinde pe market și fiți atenți pe care îl faceți ca să îl jucați la echipa voastră, să nu-l faceți cu gândul că îl vindeți pe market și ulterior să cumpărați poate altul Ultimate Team of the Season pe care vreți să îl jucați. Dar despre asta discutăm deja mai bine când se bagă eventul în joc, dar cel mai probabil vor fi tradeable dacă îi faceți de la cele exchange-uri și benzema ăla de la PES, tradeable probabil carduri tradeable u toți probabil se vor putea lua decât de pe store. La sigur o să bage ceva pachete cu FIFA Points, cu gemuri. Știți că vor ăștia cash vă dați seama. Și probabil de acolo ce carduri vor lua oamenii uh, vor fi și, și, pe market de acolo. Dar vedem, vedem, vedem. Legat de acea condiție cu Ultimate Team of the Season, eu l-am pe contul de Road to Glory pe Vinicius. L-am luat de curând, de 112 over, Deci, teoretic, dacă acea condiție e reală și presupun că e, o să pot să-l fac pe Vinicius, de exemplu, de 114, utilizând acel card al său de 112. Aici, pe acest cont, uite, l am pe Salah și aș putea să-l fac pe Salah la de 114, care arăta super bine și avea și agility ca skill boost, dacă nu mă înșel. De asemenea, o să cumpăr și pesul de la serie A, de unde o să-l iau pe Rafael Leao, de 111 over, la fel, pe care voi putea să-l utilizez pentru a face cardul său Ultimate Team of the Season, dacă voi dori să fac treaba asta, deci... Minim, uite, 2 din ăștia Aș putea să fac, având varianta lor normală de card, Team of the Season, dar mai vedem, mai vedem, mai vedem ce și cum va fi. Asta a fost ceea ce am vrut să vă prezint, vă aștept diseară pe live, probabil începem pe la 8, ceva de genul, iar la 10, la reset, se bagă cardurile Ultimate Team of the Season în joc. Nu uitați de like, subscribe, noi ne auzim diseară pe live, da? Bye bye!